Printre localitățile din zona de carantină se află și Piteștiul, dar la oraș nu s-au instituit măsuri speciale. Vulpea a fost găsită de un localnic din Golești când agoniza într-un șanț. Animalul s-a încăierat cu câinii din sat și pe unul chiar l-a mușcat. Ce-am ieșit afară să mă uit pe stradă când am văzut-o pe stradă pe ce-a văzut-o. Ce-am zis, dacă te mușcă și am mușcat-o cu ceva acolo și la urmă... Am mușcat un câine? Da, am mușcat-o cu ceva la mea mică. Și ați vaccinat-o? A venit doctorul, a venit. Dumneavoastră a spus mâna pe vulpe? Nu. A venit doamna doctor de la Stepanie și i-a luat într-un sac, în burbagaj și a venit. Vulpea a fost dusă la laborator unde rezultatele analizelor au certificat faptul că e turbată. Prin urmare, Goleștiul a fost declarat focar de rabie și pe 30 de kilometri în jur a fost instituită carantina. În primul rând vreau să spun că pe teritoriul județului Argeș și în localitatea Golești a fost găsit o vulpe care a fost dusă la laboratorul sanitar veterinar Argeș pentru diagnostic. În urma examenelor făcute s-a constatat că vulpea era turbată. S-a instituit zona epizodică pe roata de 30 de kilometri, toate localitățile învecinate acestei zone. Și Piteștiul este prins în această zonă, 30 de kilometri, toate localitățile stânga-dreapta, 30 de kilometri. Deci cei care au animale în zona respectivă, deci orice suspiciune de boală sau orice animal pe care îl văd, trebuie să-l aducă la direcția sanitară veterinară pentru diagnostic. Pentru om este foarte periculos dacă o vulpe te mușcă, sigur este foarte periculos că ea poate să aibă virusul rabii și atunci poate să transmită boala odată cu mușcătura. Cu toată starea de carantină și avertizmentele specialiștilor, localnici au trecut ușor peste eveniment, recunoscând însă că le este teamă pentru animalele din gospodării. Oamenii care stau la țară, să știți că nu sunt chiar atât de temători pe cât cred unele persoane. Am văzut eu exact când a venit de acolo și s-a oprit aici pe pod, am mușcat-o câine și a plecat. Am chemat doctorul, a luat-o și s-a dus cu ea. Pericolul există și pentru om, însă de azi poate fi contracarat. Până ieri, secția infecțioasă a Spitalului Județean din Pitești nu a avut doze de vaccin antirabic.